Astăzi se împlinesc 33 de ani de la moartea părintelui Arsenie Boca, supranumit părintele Ardealului. El a avut un har de a ajuta oamenii și de a le asculta rugăciunile, chiar și după ce a trecut la cele veșnice. În memoria părintelui, ieri la Catedrala Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Făgăraș, a fost săvârșită o slujbă de pomenire la care au luat parte credincioși și prezenți la locașul de cult. În data de 28 noiembrie 1989, Arsenie Boca a plecat la Dumnezeu. A fost adus la Mănăstirea Prislop, unde a fost înmormântat în 4 decembrie, în locul pe care l-alesese cu 2 ani înainte. Astăzi, mormântul părintelui Arsenie a devenit loc de pelerinaj pentru români. Preoții spun că e chiar cel mai vizitat mormânt din România. Mai ales în Transilvania, el este numit Sfântul Neîncoronat al Ardealului. Părintele a oferit alinare miilor de credincioși și a înfăptuit multe minuni în numele Domnului. Chiar și acum, când nu mai este fizic printre noi, foarte mulți oameni continuă să se roage și să creadă cu tărie în puterea lui divină. Multe lucruri uimitoare se împlinesc la mormântul părintelui, dar puține pot fi povestite așa cum s-au petrecut. Ca să te convingi cu adevărat de sfințenie și de puterea cuviosului Arsenie, trebuie să vezi cu ochii tăi procesiunea prislopului și măreția zilei de 28 noiembrie.